acest sfârșit de săptămână puteți participa la o serie de evenimente culturale excepționale care vor avea loc în Timișoara. Începând de vineri 16 iunie cu o serie de expoziții fascinante la Biblioteca Județeană Timiș Sorin -Titel, unde copiii și tinerii ne vor încânta cu lucrările lor în cadrul expozițiilor Profesor în devenire și Un copil și o poveste. Copiii sunt de asemenea invitați să participe la o expoziție temporară numită Ziua Copilului. Muzeul Național al Banatului continuă să prezinte o gamă largă de expoziții, inclusiv expoziția permanentă Ștefan Popa Popaz, precum și istoria militară a Banatului și diverse expoziții temporare care aduc în prim plan cultura și istoria Banatului. La Muzeul Național de Artă Timișoara, arta se îmbină cu problemele globale în cadrul expoziției Încălzirea globală, problemă rezolvată, semnată de Megan Dominescu. Alături de aceasta, muzeul găzduiește numeroase alte expoziții, precum cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters sâmbătă 17 iunie, sunteți invitați la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru a celebra diversitatea și tradițiile la cea de-a 12-a ediție a, 12 -a ediția Festivalului Etniilor. Iar duminică, pe 18 iunie, Teatrul de Copii și Tineret Merlin din Timișoara prezintă o producție minunată pentru cei mici, Cine este Mary P., un spectacol pe care nu trebuie să-l ratați. Indiferent de vârstă sau interese, Timișoara este locul unde în acest sfârșit de săptămână cultura înflorește pentru toată lumea.